În aproximativ 2 săptămâni cât au stat la Suceava, medicii de la Fundația Fierfoten au sterilizat aproximativ 50 de animale fără stăpân, atât câini cât și pisici. Acest număr a fost limitat de temperaturile foarte scăzute de afară, care nu le-a permis medicilor să returneze animalele operate pe stradă decât după câteva zile de găzduire. Datorită relațiilor bune cu primăria Suceava și cu Pro Anima, dar și a evoluției bune din teren, reprezentanții Fierfoten se vor întoarce numai departe de luna martie. Acum au găsit un timp liber în luna ianuarie, au fost, repet, mulțumiți de colaborare și dumneavoastră și-au schimbat și tactica în localitățile în care merg și sunt mulțumiți, bineînțeles, de colaborarea care au cu autoritățile locale, revin în mod regulat pentru ca localitatea respectivă pe termen mediu și lung să scape de această problemă. Cu primăria relațiile au fost bune, dar nu și cu toți agenții economici. Aș vrea să dau ca exemplu negativ aici lucrătorii de la stația de transformare de 110 la intrarea din municipiu, care de 2 ori nu au lăsat să se prindă acei câini să-i sterilizăm. Medicii de la Fierfoten se vor întoarce la Suceava în luna martie, când vor steriliza și deparazita încă 500 de animale fără stăpân, sperând astfel să rezolve problema înmulțirii necontrolate a câinilor și pisicilor de pe străzi.